Filiala Satul Noi prezentă. Filiala Sânt Mihai prezentă. Filiala Panciova. Filiala Covăcița. Filiala Uzdin. Filiala Sărcia. Filiala Alibunar. Filiala Jamu Mic. Filiala Rățișor. Coșteiul Noi prezent, nu? Filiala Biserica Albă. Grebena Țunui prezent. Așa. Chichinda Noi prezentă. Filiala Covin. Filiala Ofcea. Filiala Nicolinț Noi prezentă. Filiala Doloave Noi prezentă. Filiala Ecica Noi prezentă. Și filiala Petrovasâla. Bună ziua! Bine ați venit la adunarea comunității românilor din Serbia. În primul rând, doresc să salut prezența domnului Iovescu, reprezentantul Senatului României. Domnul Alexandru Petrus, reprezentantul Ambasadei României la Belgrad. Domnul Dan Constantin, reprezentantul Consulatului General al României de la Reșeți. Mulțumesc filialelor prezențe și mulțumesc presei pentru prezență. Înainte de a trece la următorul punct, doresc să parcurgem două puncte ca să fim mai operativi, și anume alegerea președinției de lucru a adunării. Și sub 2, numirea comisiei de validare a mandatelor, fiindcă în timp când ne prezentăm, comisia să-și facă treaba. Deci, propuneri pentru alegerea președinției de lucru. Propun pe Ștefan Mihal, pe Dorel Cezan, pe Traian Turturea, și pe domnul Turturea, acceptați? Da. 5 persoane, trebuie să fie 4, mai o persoană. Eu propun pe Victor Mulaimare. Nu acceptăm. Deci, pe Ștefan Mihaiu. Am propus de propus. Daniel Magu. Domnul Moran. Acceptați? Da. Rog președinția să își rog ca cei care au întocmit listele cu prezența să înseamnă domnul Florentin Ivanov, domnul Magdu și domnul Marinel Vlaș. Cine a venit la? Formularul 2. Îl rog pe domnul senator să se ia cuvântul, să salute pe cei prezenți. Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Draga, am acceptat-o și am spus că o să o accept. În special că a fost și o invitație oficială. A fost invitația pe numele comisiei din care fac parte, Comisia Românilor de Pretutindeni. Și fiind senator de Timiș, aici aproape de noastră, m-am oferit să vin, din păcate nu am reușit nici alți colegi, suntem 11 în comisie, dar am delegația în sensul ăsta de a asista aici și a nota doleanțele și a vedea cum putem să vă ajutăm în ceea ce dumneavoastră veți dezbate aici și problemele care le aveți.
pe lângă problemele, problema numărul unu care cunoaștem cu toții și cred că este dubla cetățenie. Cu siguranță asta cred că vă doriți cel mai mult. Am fost în Serbia pe Valea Timocului, cu prietenul meu, Dani Groza, care este care deșteptarea și, din păcate, și acolo sunt aceleași probleme, ca peste tot. Și să vedem și aici ce probleme avem dumneavoastră și ce putem face. Eu, în mod personal, acționez foarte mult și îmi doresc foarte mult ca dumneavoastră să puteți obține dubla cetățenie și, în sensul ăsta, la numirea noului ministru a României de pretutindeni. Am contat foarte mult, a contat votul meu și intervenția mea. Domnul Angel, tot un Angel, dar alt Angel, doi Angeli erau. Primul Angel a fost crezut din cauza asta că nu a dat un răspuns tranșant care este poziția lui față de dorința primordială noastră de a obține dubla cetățenie. Și din cauza asta au trebuit schimbat. Acum avem un nou ministru și cu care am o relație destul de bună, fiind amândoi frecventând grupul ecumenic de rugăciune, era președintele grupului ecumenic de rugăciune. Mă gândesc că, fiind și cu înclinație, cu dorința și cu dragoste de Dumnezeu, își va ține cuvântul și ne va ajuta ca să elaborăm legea. Adică chiar e foarte simplu. Chiar PSD-ul a avut o propunere legislativă în care foarte ușor puteai să îndeplinești acea cerință, să dovedești. Prin orice act de la biserică, de unde de la o comunitate, de la o asociație, să puneți la dosar și să puteți, că asta e normal, trebuie să parcurgi niște pași, doar condițiile să fie permisive ca să puteți face. Și restul să asist aici și dacă sunt probleme și la final putem discuta și stau la dispoziția noastră. Din păcate mi-am uitat cărțile de vizită acasă, asta este, dar o să vedem cum reușim să vă dau în timp. Cred că o să ne mai întâlnim. Vă mulțumesc! Bună seara! Dragi membri ai Comunității Române din Serbia, reprezentanții ai Mass Media, președinția Comisiei de Lucru sau Adunării de Lucru, sunt Alexandru Petru, secretar 2 în cadrul Ambasadei României la Belgrad. Este o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Într-un moment, din păcate, dificil pentru comunitatea românilor din Serbia, aflată în proces de executare subită, riscând să-și piardă proprietățile, să-și piardă personalitatea juridică. Istoria comunității românilor din Serbia se confundă cu istoria demersurilor recente ale etnicilor români în Serbia, de a-și exercita în mod liber drepturile la educație, la a avea mass media și serviciu religios în limba română. Încă de la începutul său, comunitatea românilor din Serbia a promovat identitatea culturală română, valorile și tradițiile care ne însuplețesc. Sperăm ca pe mai departe comunitatea românilor din Serbia să-și aducă contribuția în acest demers al tuturor românilor din Serbia de a avea respectate drepturile în conformitate cu standardele europene și internaționale în domeniu. În acest sens vreau să vă asigur de întregul sprijin al României, al misiunilor diplomatice ale României în Serbia. Sperăm ca după această perioadă dificilă, care v-a făcut, cred eu, mai puternici și mai uniți, să vă regăsiți energia și motivația de care aveți nevoie pentru a continua pe drumul pe care l-ați deschis și pentru a asigura pluralitatea de opinii și de idei care este necesară pentru identificarea celor mai bune soluții ale problemelor cu care se confruntă minoritatea română din Serbia. Vă mulțumesc! Comunitatea română din Serbia cunoașteți foarte bine că a avut o colaborare excelentă, chiar foarte bună, cu Consulatul General al României Vladășeț. Domnul Cosmin Lătrianu s-a reîntors la București, la Ministerul Afacerilor Externe, iar domnul Dan Constantin înlocuiește. Vă rog, dacă puteți să vă adresați cu câteva cuvinte. Bună seara, vă mulțumesc mult de tot, domnul președinte. Sunt
și un pic emoționat, așa fiind pentru prima dată în fața dumneavoastră. Așa cum spunea și domnul președinte, colegul meu, mă refer și la colegilor de la ambasadă, Cosmin Otreanu, a trebuit să plece și să-și ocupe o altă funcție în regim de urgență în Ministerul de Externe și atunci s-a impus venirea mea aici. Ca puțin, să spun așa, background profesional, am mai lucrat puțin în acest domeniu, dar în Ungaria, nu în România. Cunosc în principiu, la modul general, să spun așa, problemele cu care în general se confruntă comunitățile istorice românești din preajma granițelor României. Sunt într-o perioadă acum de acomodare cu problematica dumneavoastră, de acomodare cu Vârșeț. Am început deja să cunosc mare parte dintre dumneavoastră și vreau să vă asigur de tot sprijinul meu și să fac plecarea lui Cosmin, să o fac, dacă aș putea să zic așa, uitată și să-l pot înlocui și voi face tot ce-mi stă putință. Vă rog să nu ezitați să mă contactați ori de câte ori aveți probleme. Pentru cei care cunoșteau coordonatele lui Cosmin, eu le-am preluat, mă refer la număr de telefon și toate celelalte, așa că încă o dată vă asigur de tot și sunt convins că împreună cu colegii de la ambasadă vă face o treabă foarte bună. Vă mulțumesc mult de tot! Dar vreau comisia, dacă în urma verificării documentelor de puternicilor și către președinții filialelor și listei de prezență, Comisia de validare a mandatelor și stabilirea formului adunării comunității constată că a stabilit în baza prevederilor statutare că Comunitatea Română din Serbia are prezente 15 filiale și în baza articolului 13 al statutului Comunității Române din Serbia este stabilit că adunarea are 45 de delegați din 15 filiale, din prezenți 52 de membri la CRS la această adunare. Deci constatăm că avem forum să continuăm cu ședința mai departe. Propun în continuare, fiecare filială a primit prin poștă ordinea de zi a ședinței adunării de astăzi, prezentarea și analiza activității, pericolul de lichidare a proprietăților CRS, demisia conducerii, expunere de motive, numirea comisiei electorale, alegeri a noii conduceri CRS în baza propunerilor din partea filialelor, propunerea și adaptarea planului de activitate pe anul 2015 și diverse. Mai sunt și alte propuneri? Rog să se numere. Cine este pentru această ordine zi? Împotrivă. Abținut. Deci constatăm că în unanimitate s-a adoptat ordinea de zi. În lipsa secretarului de până acum, o să prezint eu raportul de activitate a Comunității Române din Serbia.
Știți foarte bine toate problemele cu care se confruntă comunitatea română din Serbia. Știți foarte bine că miercuri era termenul de executare silită a comunității române din Serbia. Acest termen s-a amânat deoarece una dintre persoanele nu este sub jurisdicția tribunalului din Vrșeț. Mă bucur prezența filialelor care sunt astăzi aici, deoarece aceste filiale într-adevăr arată voința de a funcționa și de a se încadra în cadrul comunității românilor din Serbia în astfel de condiții. Știți foarte bine, comunitatea română din Serbia nu a putut beneficia de finanțări din cauza conturilor blocate, însă activitățile dumneavoastră le cunoașteți foarte bine, eu o să vi le prezint. Ceea ce înseamnă că avem o prezență a oamenilor care, într-adevăr, pot pune bază și care, într-adevăr, pot punea planul pe viitor. Cunoaștem foarte bine perioada comunității românilor din Serbia, când a fost foarte generos finanțată. Știm foarte bine tot felul de personaje care erau în jurul comunității românilor din Serbia. Astăzi nu îi vedem prezenți. Cunoașteți foarte bine că am participat în astfel de condiții la alegerile pentru Consiliul Național și am ieșit pe locul 2 cu aproximativ 1600 de voturi. Lista câștigătoare a acestor alegeri a fost lista lui Daniel Petrovici, lista care a condus și conduce în continuare comunitatea românilor din Serbia, însă celelalte liste erau cu mult în urma comunității românilor din Serbia. Comunitatea românilor din Serbia, vă spun public, nu a avut niciun sprijin politic, deși s-a manipulat acest sprijin politic. Iar implicarea politică, din păcate, nu avem cum să impunem să nu fie implicare politică în alegerile minoritare. Ar fi bine să nu fie așa, dar din păcate nu este. Dacă permiteți, o să vă prezint raportul de activitate pe anul 2014 și 2015. 31 ianuarie 2015, spectacolul dedicat poetului național Mihai Eminescu și marcarea Unirii Principatelor Române. Octombrie 2014, comunitatea participă la alegerile pentru Consiliul Național Român, unde a obținut locul 2 cu aproximativ 1600 de voturi. 19 octombrie 2014, Forumul Românilor din Serbia, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutinde. 9 octombrie 2014, spectacol aniversar a 70 de ani de la înființarea ansamblului profesionist Cindrelul Junii Sibiului. La acest eveniment a fost acordată cea mai înaltă distincție a comunității și anume placheta CRS, ansamblul profesionist Judy Sibiu. 6 octombrie 2014, conducerea face o deplasare de lucru la filialele Cuvin și Dolor. 9 septembrie 2014, organizarea spectacolului sub Zodia Mariei cu ocazia Zilei Limbii Române, un recital de muzică și poezie, reprezentarea Mariei Gheorghiu, Adrian Păduraru și Adriana Trandafir. Septembrie 2014, deplasarea în câteva rânduri la conducerea universităților din Timișoara pentru a obține dreptul ca studenții noștri care nu au fost inițial admiși să studieze fără taxe sau cu plata taxei în rangul cetățenilor români, CRS având o colaborare foarte bună cu universitățile din România. 16 august 2014, participarea la hramul din Sfânt Mihai. 11-16 august 2014, participarea la Universitate de Vară de la Izvorul Mureșului pentru Românii de Pretutinde, în întâlniri cu alți demnitari ai statului român, printre care și ministrul de externe, domnul Titus Corățean. 9 august 2014,
vizita de lucru la românii din Mlaicovăz, 7-12 iulie 2014, participarea la Sibiu, la invitația Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, la simpozionul Provocările Istoriei ca știință și disciplină de învățământ la începutul mileniului 3. Iulie-iulie 2014, asistență pentru tinerii doritori să studieze în România. 18 iulie 2014, întâlnirea cu candidații pentru studii din România și părinților înaintea de susirii delegației Comisiei Mixte. 25 iulie 2014, seara părăseană la Vârșeț, participare. 17 iulie 2014, participarea la întâlnirea bilaterală între România-Serbia, prezența premierilor Victor Ponta și Alexandru Vučić, ministru de externe Titus Corlățean, Ivica Dačić, ministru de interne Gabriel Oprea. 7 iulie 2014, organizarea a două spectacole în premieră. Românii din Serbia au avut prilejul de a viziona un spectacol non-verbal, care, prin efectele speciale de lumină, gesturi, expresii și muzică, reprezintă un teatru diferit de celelalte. Este vorba de Teatru Parcul, în regia lui Victor Malemare. Teatru Masca, în București. Concertul cunoscutului tenor Vlad Miriță, intitulat Bucureștiul de altă dată. În iunie 2014, participarea copiilor la tabere ARP. 17 iunie 2012, împreună cu autoritățile din Caraș-Severin, CRS organizează un contingent de ajutoare pentru victimele inundațiilor din Serbia. 2 iunie 2014, al doilea contingent de ajutoare, tot din Caraș-Severin, de data aceasta rechizită pentru bebeluși. Mai 2014, participarea la dezbaterea pe marginea proiectului de modificare a legii cetățeniei în Senatul României, alături de reprezentanții Senatului, Camerei Deputaților, Autorității Naționale pentru Cetățenie din România și alții. 25 mai 2014, participarea la Hramul Sfântului Mucenic Ioan Balacu, a Bisericii Ortodoxe Române din Negotin și participarea la întâlnirea cu organizațiile românești de acolo. 10 mai 2014, participarea la Bicentenarul din Sân Mihai, 200 de ani de la zidirea Bisericii. 16 aprilie 2014, participarea la întâlnirea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni la Ambasada României la Belgrad. 28 februarie 2014, organizarea balului Mărțișorului la Satul Nou, spectacol al ansamblului Ghiocelul din Giroc, România. 18 februarie 2014, întâlnirea cu Jerome Kiel, consilier politic al Ambasadei Franței din Belgrad. Ianuarie 2014, întâlnire cu Peter Burkhardt, șeful misiunii OSCE în Serbia. 9 ianuarie 2014, intrarea în sediu al comunității române din Serbia prin executare silită. O să vă facem cunoscute și demersurile care au fost pentru a se soluționa problemele cu care se confruntă comunitatea română în Serbia, pe care le cunoașteți toți foarte bine. Pe data de 6 noiembrie 2010, problema s-a prezentat secretarului de stat, pe atunci domnului Eugen Tomac, pe lângă reprezentanții Parlamentului și Senatului României. 15 aprilie 2011, conferința cu tema pericolului dispariției CRS la Senatul României, Comisia pentru Românii din afara granițelor României. 17 aprilie 2011, ședința mai multe organizații românești la Satul Nou, care au apelat public pentru deblocarea CRS. 9 iunie 2011, Consiliul CRS face apel public către Guvernul României. 30 septembrie, 1 octombrie 2011, Forumul Românilor de Pretutindeni, expunerea problemei președinților grupurilor senatoriale și parlamentare asupra blocajului CRS, diferitor deputați și senatori, ministrului de externe, precum și secretarului de stat și șeful DPRP-ului. 1 noiembrie 2011, întâlnirea cu președintele Traian Băsescu la Belgrad. 2 noiembrie 2011, întâlnirea cu președintele României la Putin. 7 martie 2012, Consiliul CRS face apel public pentru Guvernul României. 12 martie 2012, apelul Consiliului CRS cu avertizare că procedura de parlamentare a CRS este iminentă.
În luna aprilie 2012 CRS organizează o campanie prin localitățile românești pentru a se dezbate problemele cu care se confruntă organizația. 30 iunie 2012 CRS primește de la orașul Vârșeț sediul temporar în centru sportiv și de afaceri Mileniu din Vârșeț. 18 septembrie 2012 delegația CRS la autoritățile locale din Timiș. 8-10 octombrie 2012, Belgrad vizită secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, Natalia Întotero. 14-17 decembrie 2012, București, Forumul Românilor, întâlniri cu Titus Corlățean, ministrul de externe, Ecaterina Andrubescu, ministrul educației, Natalia Întotero, secretar de stat și alții. 17 ianuarie 2013, delegațiile CRS la autoritățile locale Caraș Severin. 5-7 aprilie 2013, Forumul Jurnaliștilor Români, Doni Bilanovaț, întâlnit cu Stejerel Oaru, secretar de stat, Cristian David, ministru, Andrei Marga, președintele ICR și alții. 2 martie 2013, vizita oficială a secretarului de stat în Serbia, Stejerel Oaru. Prima parte, a lunii august, școala de vară Izvorul Mureșului, întâlnit cu președintele Traian Băsescu, ministru de externe Titus Corlățean, președintele Comisiei Parlamentare pentru Românii de Pretutindeni, Eugen Tomac, expunerea problemei în public și în fața presii. 29 august 2013, adunarea CRS face apel către statul român. 5 noiembrie 2013, București, deplasarea la Senatul României. 11 decembrie 2013, întreg Consiliul CRS se întâlnește cu ministrul Cristian David. În 12-15 decembrie 2013, Forumul Românilor de Pretutindeni, întâlniri cu ministrul Cristian David, domnul secretar de stat, Stejerel Oaru. 9 ianuarie 2014, intrarea în sediul central, Casa Memorială, dr. Alexandru Butoarcă. 16 aprilie 2014, întâlnirea cu ministrul Bogdan Stanoievici, la Belgrad, iunie 2014, întâlnire la București, Senatul României, 17 iulie 2014, întâlnire și expunerea problemei în cadrul întâlnirii bilaterale, 11-16 august 2014, întâlniri cu Titus Corlățeanu, ministru de externe al României, 19 octombrie 2014, Vârșeț, întâlnire cu Bogdan Aulescu, secretar de stat, actualul ministru de externe al României și cu doamna Alina Hajima, director al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Trebuie specificat că tot pe acum, pe parcursul acestei perioade, s-a ținut o legătură constantă atât cu Ambasada României, cât și cu Consulatul României la Vârșeț pe această problematică. Comunitatea românilor din Serbia, știm cu toții ce reprezintă, a fost prima organizație a românilor de la noi. Din păcate, poate cel mai bine a funcționat atunci când nu a avut finanțări. După ce a început să aibă finanțări, au început să apară și anumite probleme, adică interese personale a anumitor indivizi. Însă că aceste interese au mers atât de departe, am avut ocazia cu domnul Magdu să văd documentația privind păgubirea comunității românilor din Serbia. Într-adevăr, este un lucru care nu știu dacă cineva poate să-și permite astfel de funcționare. Acest lucru a dus în dezastru comunitatea românilor din Serbia. Însă, pe lângă toate aceste lucruri, am văzut sprijinul pe care l-am avut și l-avem în rândul românilor de la noi, repet, văzându-se rezultatul alegerilor pentru Consiliul Național, pe care eu personal consider că se putea cu mult mai bine, să obținem un rezultat cu mult mai bun, deci am avut toate șansele chiar și să câștigăm aceste alegeri, însă
având în vedere toată problematica cu care ne-am confruntat, nici nu este un rezultat rău. Pe de altă parte, o problemă aparte a comunității românilor din Serbia era transversarea problemei în fața tribunalului privind cine reprezintă comunitatea românilor din Serbia. Știți că am avut ani la rând când s-au vorbit de două aripi, de aripa Cizma și de aripa Mihailov. Cine a vorbit este un lucru complet ilegal și poate nu întâmplător au vrut să facă manipulări în cadrul românilor. Însă este un pericol foarte mare, deoarece procesul la tribunal a durat aproape 3 ani de zile, unde actuala conducere și-a revendicat statutul său. Acest lucru nu avem voie să lăsăm niciodată să se mai întâmple. Comunitatea română din Serbia trebuie să fie o echipă care funcționează împreună. Problemele cu care ne confruntăm le știu toți, nimeni mai poate spune că nu le cunoaște. Noi până în ultimul moment o să căutăm soluții. Dar de ce spun acest lucru? O să revin când să se iau cuvântul când se fac propuneri pentru alegeri. Nu voi mai accepta funcția de președinte al comunității română din Serbia. De ce fac lucrul acesta? Fiindcă în echipa care a condus comunitatea română din Serbia există oameni care merită să preia conducerea română din Serbia, dar oricum, chiar dacă am fost eu președintele comunității, nu a fost munca mea personală, a fost munca unei echipe care, din păcate, putea să fie cu mult mai mare decât ce a fost ea în realitate. Însă această echipă, după cum vedeți, și anul 2014 a fost un an foarte bogat cu activități, într-adevăr, a făcut foarte multe sacrificii ca CRS-ul să rămână, ca să nu se stingă CRS-ul. Iată, vedeți astăzi, cam de obicei, la adunările CRS-ului au participat în jur de aproximativ 20 de filiale. Astăzi suntem 15, dacă nu mă înșel, și este un lucru foarte bine, foarte bun. Conducerea comunității românilor din Serbia nu mai poate să-și permită să funcționeze haotic. Nu înseamnă că odată ales președinte, ești președinte pe viață. Și la filiale. Deci trebuie, conform statutului, să se impună niște norme de funcționare în cadrul comunității române din Serbia. Iar cei care și-au luat atribuțiile și angajamentul să facă anumite lucruri în localitățile lor, să nu aștepte, cum deseori s-a întâmplat, ca cineva din conducerea comunității românilor din Serbia să-i tragă de nenumărate ori de mânecă pentru a se realiza un lucru. Puterea comunității românilor din Serbia sunt filialele sale, fiindcă fiecare filială are un nucleu aparte în localități. Însă, cunoaștem foarte bine, în realitate, și este un lucru foarte grav dacă prezentăm falsuri lucrurile, că filialele active ale comunității române din Serbia le numărăm pe degete. Și asta s-a văzut și la alegerile pentru Consiliul Național, fiindcă filialele active au obținut rezultate în localitățile de unde provin. Nu ne-am vorbit să se facă modificări statutare, însă consider că în democrațiile moderne, nu întâmplător, se limitează funcția de președinte la două mandate.
Poate ar fi bine, în statutul comunității române din Serbia, nu este prevăzut, să se limiteze fiecărui posibilitatea de a candida la conducere, la funcția de președinte a comunității, două mandate consecutive. După două mandate consecutive, să nu mai aibă voie să candideze. De ce? Este foarte simplu. Alegerile într-un cadru unei organizații, fie ea oricât de mare, nu contează, oricare sistem ar folosi, îmi folosește comunitatea sistemului prin delegați a localităților noastre. După două mandate, cred că crește destul de popularitatea celui care este în vârf, iar dacă se întâmplă un caz de fericit, atunci puteți să fiți și 3 ani la tribunale ca să-l schimbați. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, trecem la următorul punct. Pericolul de lichidare a proprietăților CRS. Tot pe documentul să prezintă. Cred că știți cu toții despre tot ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Domnul Mihailov a spus de ce s-a ajuns la un stadiu de lichidare a proprietăților comunității. Nu cineva a cumpărat proprietățile comunității din buzunarul lui, dar din păcate iată s-a comportat cineva parcă din buzunarul lui și chiar și dacă ar fi fost din buzunarul cuiva, nimeni dintre noi nu vândă și nu lasă casa lui așa, la poftiți, mă rog. Deci, în momentul de față, de ce s-a ajuns până la datoriile care au ajuns până la lichidarea comunității? 1. Au fost angajați în din cadrul comunității în perioadele înainte de anul 2010, când a fost așa conducerea Cizmar și restul, au avut contacte de muncă, au fost niște restanțe, să spunem așa, în privința salariilor angajaților. Nu intru în detalii acum ce au lucrat și cât au lucrat, asta e tot discutabil, știm cu toții cum s-a funcționat înainte, nu ne întoarcem atât în istorie, în detaliile, dar i-au câștigat instanță. Deturile au crescut peste 30 și ceva de mii de euro, normal, cu ziua ce trece. Deturile au sporit din cauza dobânzilor pe această deturie. Numărul 2 sunt niște persoane juridice, cum e tipografia domnului Georgievici, acolo suntem în detalii, care a avut contracte cu Comitatea Românilor din Serbia, vorbesc chiar înainte de anul 2010, vorbim de perioada anterioară, care a câștigat instanța și noi din nou suntem cu câteva mii de euro de tori, adică persoana juridică Comitatea Unului din Serbia, să îi plătim. Numărul 3, Cizmaș a făcut undeva în anul 2012, dacă nu mă înșel, în aprilie. Un împrumut pentru să scoată, între ghilimele, Comitatea Românilor din Serbia din fază de, să spunem așa, pre-lichidare, procesul de pre-lichidare, 31 și ceva de mii de euro, de la un om de afaceri, care a făcut niște acolo malversații în care a cedat aceste drepturi, deci cam 4-5 persoane, între care membrii familiei lui și de mai departe, au împrumutat câte 4-5 mii de euro, care la urmă au dat acest drept de a încasa acest bani la o persoană juridică, un om care e proprietarul unei firme, nu important, care ne-a dat în judecată, mă rog, au uitat 31.000 de euro pe cont, am scos extrase bancare de pe contul comunității și a câștigat instanța. Deci și lui trebuie încă 31.000 de euro. Pe lângă aceasta, iară sunt niște detorii care au fost acoperite
Și suma sumarum am ajuns undeva peste 100.000 de euro de datorii la momentul de față. Cu dobânzi, datorii către stat, că n-a plătit impozite și așa mai departe. Bineînțeles, noi am fost și eu și domnul Mihailov, dinte cu vreo două săptămâni, chemați la Zavod de Sus, Covistarcine, adică asta se numește traducere în limba română, un, să zicem așa, o instituție de expertiză juridică, în care ni s-au prezentat toate documentele, care în momentul în care noi am aflat, am intrat în Comitatul Român de Serbia, în sediu, nu s-au aflat acolo. Deci, multe datorii și multe facturi și așa mai departe, n-am avut informații despre ele, dar iată ele sunt acolo. Asta statul, asta, terminat acest proces, noi și putem doar ca persoana care este păgubită sau eventual ca martor să apară, dar am văzut și avem acum dovezi clare, materiale. Normal, nu s-a plătit impozitul și la impozitele are dobândi, iar avem încă un tribunal, acum ar trebui să fie început cu Dunăv Asigurare, mi se pare, asta e societatea de asigurări Dunăv, care au fost acolo niște asigurări contractate, care nu au fost niciodată plătite și așa mai departe și așa mai departe. În urma tribunalelor și instanțelor și deciziilor de tribunal care au au ieșit așa că trebuie să se întoarcă aceste datorii, s-a ajuns, iată, până în ziua de astăzi, că proprietățile care are Comitatul Românilor din Serbia, de asta e casa din Straja, că știm bine pentru ce a fost plinite, atunci aici, în Alibunar, care e vecinitate, avem iar un birou, avem în Sărcia, acolo, un teren lângă biserică, în centrul Sărciei și în sediștea mică, în Părneală, o casă de în momentul de față au fost anunțate pentru 18 februarie prima licitație publică pentru aceste proprietăți. Una e 7 milioane evoluată, alta 8 milioane de dinare. Asta atunci ar fi în jur de, are să zicem, 40 zicem, de euro normală. Valoarea inițială la prima licitație va începe cu 70% din haideți să fim serioși, știm că la Alibunar nu poate să valoreze, asta e aproape 60.000 de euro pentru această încăpere, deci 70.000 de euro face o casă cu 3 etaje în Serbia. De față, dar, deci dacă nu se licitează la 70%, a doua licitație merge cu TGS-ul, deci oricum sucim din vânzarea acestor proprietăți, dacă se ajunge până în acest ăsta moment, nu vor acoperi toate datoriile. Deci, automat, Comitatul Român de Serbia și cu vânzarea acestor datorii va intra juridic în faza de lichidare, care va duce la punerea, conform legii, unui director, adică gestionar al Comunității Române de Serbia, până la stingere. Deci, iată, asta, acum, în viitor, sau vom afla soluție pentru a acoperi aceste datorii, sau Comitatul Român din Serbia, conform inerției judecătorești, va dispărea. Poate peste un an, 10 ani, 3 ani, 2 ani. Noi am încercat tot ce am putut, domnul Mihailov a prezentat, nu e nevoie să repet, că toți voi ați citit, dacă n-ați fost informați, dar ați fost toți informați și personal, ați putut citi și pe internet, și prin ziare, și televiziune, și așa mai departe. Noi am făcut tot posibilul. Sperăm și mai departe că ceva se va întâmplat. Deci, vom aștepta acum. Păi departe. Deci, atâta din partea mea, cred că v-am lămurit. Deci, asta e realitatea tristă sau nefastă, oricum privim, nu e bună din privința asta. Mulțumesc pentru atenție. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Înainte de a trece la alegeri în cadrul Comunității Române din Serbia, vă rog să faceți propuneri trei persoane pentru Comisia Electorală, o persoană președinte și doi membri.
dacă există propuneri. Vă rog, din rândul filialelor, faceți propuneri pentru Comisia Electorală. Andrei Condan. Domnul Andrei Condan. Eu propun de Pera Mohan. Pe? Pera Mohan. Pera Mohan. Persoanele propuse acceptă, nu se vede. Pera Mohan. Mai sunt alte propuneri? Supun la vot. Atunci, cine este pentru? Mă ajutăm să numesc care împotrivă. Cine împotrivă? Abținuți? Vă mulțumesc. Deci, constatăm că în rândul Comisiei pentru Electorale a intrat domnul Eugen Boier, președinte, domnul Andrei Condan, membru, și domnul Pera Mohan, membru. Conform statutului Comunității Românilor din Serbia, Comunitatea Românilor din Serbia are un președinte, 4 vicepreședinți, un secretar, un casier, 16 membri ai Consiliului Central și 3 membri ai Consiliului Comisiei de Verificare. Aș dori la funcția de președinte să fac eu prima propunere. Consider că pentru funcția de președinte trebuie să fie persoana care s-a arătat cea mai activă și care, într-adevăr, în această perioadă a activat. Eu pot să vă spun liber, dacă nu era domnul Daniel Maglu, și mie personal îmi era imposibil să realizăm ce s-a realizat. Nu doresc să minimalizez pe ceilalți membri din conducerea comunității. Însă, cel mai activ în acești 4 ani a fost Daniel Magdu și cred că chiar lucrul acesta îl recomandă cel mai bine să fie președintele Comunității Română din Serbia în următorul mandat. Dacă mai sunt alte propuneri. Vom trece la candidații pentru vicepreședinții Comunității Române din Serbia. Eu propun pe Ștefan Micaur, propun pe domnul Ion Omoran, propun pe domnul Cerzan Dorel și pe domnul Cornel. Corina.
Mai sunt alte propuneri. Astea sunt cele mai ușoare alegeri, atunci nici nu are contra candidați. Nu, nu sunt concurenți. Nu mai există alte propuneri. Funcția de secretar al comunității românilor din Serbia este o funcție destul de importantă în oricare organizație, fiindcă secretarul este de fapt cel care ține vie organizația. Dacă lăsăm la o parte filiala din Satul Nou a comunității românilor din Serbia, printre alte filiale ca cele mai active, pot să vă spun că în toți acești 4 ani, cea mai operativă colaborare a fost cu filiala din Biserica Albă, adică ca prin minune tot ceea ce am discutat și s-a și realizat. Astfel de funcționare trebuie să o ia și celelalte filiale. Președintele filialei din Biserica Albă este domnul profesor Traian Turturia și consider că are calitățile necesare de a fi secretarul comunității române din Serbia. Dacă mai sunt alte propuneri, casier al comunităților din Serbia. Nu cred că o să ai pe prea multe obligații. Această funcție pe domnul Ionică Scumpia, fiind președinte de filiala Sărbi Mihai, a trecut să trăiască în Vârșeț și la scurtă vreme s-a văzut dovedit că este un om sigur și un om serios care are, nu știu dacă din păcate sau din fericire, mult timp liber, având în vedere că nu este angajat. Deci s-a dovedit că este dispus să lucreze și acest fapt mă determină să-l propun ca casier. Mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? Al comunității. Vă rog, propun. Eu da. Propun pe Marinel Blaj. Da? Altă propunere? Pe domnul Lazar Petru din Satul Nou, dacă se poate, la fel. Cred că-i dovedit și mai a fost. Altă propunere? Eugen Boier din Uzdin. Da? Vin Olivius din Pancevo. Da? Dorel Pancrician, de Sășie. Ionel Lazar din Ovcea. Secundă, da, mă rog, Dorel Pancrician.
Ionel Lazar. Alte propuneri? Adrian Boca, de Jalul Mic. Bogdan Nicolae, din Plăcuvaț. Bogdan Nicolae. Eu propun pe Alexandru Frianț. Da, mai departe. Șorgean. Daniel. Dean. Șorgean. Șorgean. Alte propuneri? Propun pe Bosică Marinel. Știm. Bosică. Marinel. Elena Lelea din Bărășeț. Elena Lelea. Domnule Dragomir, sunteți interesat să fiți membru Consiliu? Eu propun atunci pe domnul Iulia Dragomir. Alte propuneri? Numai o întrebare, vicepreședinte, se intre automat în Consiliu, nu? Da. La Jean Valentin Satunov. Baldojar Valentin. Alte propuneri? Domnul Victor Malemare? Mai sunt alte propuneri? Sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, deci sunt 18 candidați, dacă nu mai sunt alte propuneri, mai sunt? Trecem la comisia de membru al comisiei de membrii comisiei de verificare.
Comisia de verificare asistă la ședințele Consiliului Comunității Românilor din Serbia, nu intră în forumul de prezență și au atribuțiile, adică pot în orice moment să verifice toate situațiile în cadrul Comunității Românilor din Serbia, adică deciziile sale, situația financiară și așa mai departe. Propune trei persoane sunt în comisia de verificare. Da, Ion Galian de la Mihai. Ion Galian. Eu propun pe Victor Mihail. O, mulțumesc. Nu? Alte propuneri? Domnul Florentin Iovanov? Accept? Da. Nu văd. Accept, nu? Da, da. Alte propune? Mai sunt nevoie de propuneri pentru comisia de verificare? Banojan Ionel, poate. Domnul Banojan Ionel. Este propus la... la membrul Cursitului. Nu, nu, nu. Mai o propunere? Domnul Beca Nicoliță? Mai faceți o propunere, fiindcă nu putem să prepărim buletinele de vot. Domnul Traian Țarina? Mersi frumos, n-aș accepta. Petruț? Nu. Dar în Consiliu? Ok. Acceptați în Consiliu să continui? Nu accept. Poate fac o propunere cineva acolo. Da.
dat și posibilitatea asta, eu am înțeles. Deci nu are rost să pierdem. Ionel Lazar, de noi, de noi. Cum? Ionel Lazar, de noi. Ionel Lazar, de noi. Gașpar Florin. Da, Gașpar Florin. Propun o pauză de 10 minute pentru a se tipări cu tinerea de vot. De vicepreședinți a fost aleși Stevan Mihailov, Dorel Cevzan, Ion Omoran și Sorinel Cornea. Funcția de secretar, Traian Turturian. Funcția de casier, Ionica Scumpia. La funcția de membru al Consiliului Comunității Românilor din Serbia, este ales Marinel Blaj, Alexandru Frianț, Balnojan Valentin, Eugen Boieru, Dorel Pancarician, Dejan Georgian, Ionel Balnojan, Dorel Roșu, Victor Mălaimare, Livius Vinu, Nicolae Magda, Adrian Boca, Elena Lelea, Ilie Dragomir, Petru Lazar și Ionel Lazar. În funcția de... În funcția de membri al Consiliului de Verificare a Comunității Românilor sunt aleși Florentin Iovanov, Ion Vălean și Florin Gașpar. Da.
îi felicităm pe noi aleși și succes. Succes în continuare. Și noi vouă. O luptă, o luptă cel mai ușoară. Că nu va fi ușor. Țin atenție dacă... Încă ceva, doar 45 au fost înscriși, 44 au votat. Dar toate sunt valide, o listă a rămas neînconjurată, lista a Signor Fier. În primul rând, vă mulțumesc pentru încrederea acordată, dar cred că comunitatea română de Serbia a dovedit încă o dată că suntem o echipă și că nu e important un om, ci e importantă și echipa care stă în spatele comunității române de Serbia. Dar înainte de a continua mai departe, aș dori să un minut de reculegere pentru răposatul primul președinte al comunității române de Serbia, Pavel Găteanțu, care ne-a prezentat. Da. Eu am zis că Deci, cum am spus, avem acum o echipă destul de tare, avem întăriri pe lângă Ștefan Micalo, care îi mulțumesc în primul rând pentru stăduința de 4 ani de zile a cele mai grele de la înființarea comunității române din Serbia, pentru toată munca și stăduința care numai el știe și știm și noi, dar cel mai mult el și familia lui, tot sacrificiul care l-a făcut pentru comunitatea română în Serbia. Dar mă bucur că între vicepreședinte și el și Dorel Cepzan și avem o importantă întărire doctorul Ionu Moran, care îl cunoaștem cu toți și îl cunoașteți cu toți, și Sorin Cornea. Okay, așa că, pe de altă parte, cine așteaptă în viitor, deci, cum a spus și domnul Micalo, reorganizarea filialelor. Deci, nu mai putem să fim pasivi, să tacem, să ne retragem, să avem alte priorități care nu sunt importante când e vorba de comunitatea română în Serbia. Nu pot, m-am dus acolo, m-am dus la rude, m-am dus... Nu. Comunitatea română în Serbia nu aveți obligație în sensul că trebuie 24 de ore să munciți. Deci, nu trebuie multă muncă, dar organizarea bună, dacă sunteți bine organizați, puteți dedica măcar 5 ore pe zi în slujba comunității românilor din Serbia. Asta urmează în perioada următoare. Continuăm și mai departe cu activitățile. Nu ne lăsăm. Asta ați dovedit și cu numărul în care ați fost aici prezent și cu numărul filialelor. Urmează lupta pentru proprietățile noastre, care am depus, știți și voi că am depus asta. Cererea de retrocedare nu a fost încă respinsă, altele au fost respinse și ne luptăm pentru toate drepturile și mai departe. Comunitatea nu dispare până suntem noi, vii și până suntem noi comunitatea. Anul ăsta avem jubileu a 25 de ani. Da, exact așa. Să fim într-un... Trebuie anul ăsta să fim foarte. Și eu sper că... Jubileul ăsta o să-l așteptăm cu niște vești frumoase, așa că numai optimism și mai înainte. Mulțumesc!